Nu vom reintra în lockdown din cauza evoluției epidemiei de coronavirus, dar vor exista restricții acolo unde transmiterea este accentuată. Acesta este mesajul transmis populației de ministrul Sănătății Nelu Tătaru. În exclusivitate pentru B1 TV, oficialul guvernamental a mai spus că măsurile restrictive vor fi luate până va scădea numărul de cazuri. Nelu Tătaru crede că nici ideea unui lockdown nocturn nu ar trebui aplicată pentru că există deja o serie de reguli. Eu nu cred că vom face lockdown. Dacă măsura de succes a fost în martie și aprilie lockdown-ul, înseamnă că ne paște lockdown. Nu, cred că atunci ar trebui să învățăm ceva sau să ne anunțim. Restricțiile pe care le impunem local, în fiecare comunitate unde avem o transmitere accentuată și măsuri care ar trebui să rămână și pentru o perioadă de după când vedem că avem o scădere a numărului de cazuri. Haideți să ne amintim că noi am avut o perioadă scurtă de număr de cazuri mici, 1-8 iunie. Ministrul Sănătății a vorbit și despre o eventuală închidere pe timp de noapte. Nu cred că trebuie să gândim un lockdown, doar o închidere de noapte. Activitățile economice vor merge. Da, deci da, evident. Nu cred că trebuie să ne întoarcem pentru a închide total. Nu cred că suntem în acea situație. Suntem într-o situație în care avem niște reguli în desfășurarea tuturor activităților și pe care ar trebui să le respectăm. Aici este problema. Eu nu văd, să spunem, că am închis noapte dacă nu respectăm regulile ziua.